În casa lor s-au schimbat prioritățile, regulile, orele de somn, liniștea. Bebelușul nou intrat în familie este acum stăpânul. Cum fac față situației, ne povestesc taticul Dan Cruceru și fiica lui Sofia, alături de ei, cum altfel, juniorul. Bine ați venit! La mulți ani! Bine ați venit pe Batmobile, Robin, eu sunt Batman. Tot pe roluri, tot pe roluri. Este joc. Salut, bine ați venit, bine ați venit, la mulți ani. Hai să ne așezăm mașina. Stați să parchez eu mașinărie aici. Așa. Perfect. Hai să ne așezăm. Ia uite, domne, ce bine e. E un sentiment pe care îl uitasem, n-am trecut 7 ani de la Sofia, de când era ea bebeluș, dar e într-un mare fel, te topești, e și foarte greu. Este? Da, pentru noi e foarte de dimineață, deci am adormit pe la 6 și acum e, pot să vă zic bună dimineața, nu mai e... Bună dimineața! Da, ne-a schimbat programul cu totul, de la 12 până la 4-5. În fiecare noapte avem... Program, concert? Dans, tot da. Felul. Am inventat cântecele de adormit, de antisupărare. Sofia i-a adresat... Tu ai cântat prima dată? Da. Mai știi ce? Un cântec pe care îl cântam noi în tabără. În tabără? Îl cântăm? Vrei să-l spunem public sau nu? Vorbeam cu ea și eu îi mai cânt lui Bebe și mi-a zis: tati, va trebui să intervin pentru că ai o voce, cum ai zis? Oribilă. Oribilă. Și măcar nu știi pensurile. Și trebuie să te salvezi. E un cântecel care funcționează cât de cât. Da? Cum e cu... Îl liniștește? Nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru tine. Numără încet până la 10 și poate, poate că supărarea-ți va trece. Bine, funcționează. Perfect. Funcționează perfect. Până când îi se face foarte foame. Acolo nu foarte foame. Nimic la nimeni. Are o poftă de mâncare extraordinară. Da, mănâncă bine? Da, e mufat tot timpul la fabrica de lapte. Foarte bine, asta e foarte bine. Și trebuie să-i dăm la cerere. Este alimentat exclusiv la sân și atunci e la cerere. Și dacă lui T-Rex îi se face foame la, din jumătate în jumătate de oră. Asta e. Bebex. Bebex, T-Rex, Bebex. Corcodel, doar Dan Cristian îi spunem pe nume. Adică nu, este... Sofia, dar cum e Bebe? Spune tu așa, îți place de el? Cum? Da, are o fățucă foarte simpatică. Așa? Mai ales că face... Așa face? Dacă îmi plânge, cum face? Are o față... Nu mai e așa simpatic. Nu e chiar așa simpatic, nu? Da. De sărbători, cum a fost la voi în familie? Bine. Cum a fost de Crăciun? A venit Moș Crăciun? Da. Și ți-a adus daruri multe? Da. Hai, da. Ți-a adus ce ai vrut tu? Da. Extraordinar. Mi-a adus un calculator. Așa. Un mouse. Așa. O păpușă care poți să-i pun un pistrui cu un market special. Mi-a mai adus niște haine. Așa, eu vă pușesc. Ia notițe, deci... 100 de euro. Aia e de la... Aia e de la Sorcov, ăștia. A sorcovit până astăzi. Aia pe Sorcov. Așa. Mi-a mai adus un Lego. Da. Un puzzle, așa. Da. Mi-a mai adus... Da, încă un puzzle cu 1500 de piese. Nu pot să cred. Aolo. Și tu știi să faci un puzzle așa complicat? O să mai ajute, tati. Aia ești mechile. Sunt câteva chestii, sunt câteva chestii pe care le facem împreună de genul ăsta, puzzle, puzzle-uri da. Foarte mari, care ne iau săptămâni în șir. Dar seara, când ne facem o jumătate de oră timp, lucrăm împreună, știi? Am construit unul cu 4000 de piese. Care a fost spectaculos, știi? Da. Ăsta de 1500 probabil va fi floaie la ureche. Nu, ne-a adus. Cel mai mare cadou. În rest, nu ne mai trebuia nimic. A fost o perioadă
Am avut și noroc până la urmă. Dar dintre toate cadourile, cel mai frumos cadou a fost bebe. Tocmai. Cel mai frumos, da. A fost da. O perioadă foarte liberă, știi? Și am putut să stăm toți patru, au mai venit bunicile, prietenii, dar foarte puțin la noi, pentru că în prima lună îi ținem, uite, doi, vă ciferesc puțin bebe, gata. Îi ținem departe, e prima lună cea mai importantă pentru imunitate și stăteam, am stat cu orele în pat, uitându-ne la el, știi? E ceva foarte fain. V-ați împărțit sarcinile cumva? Care sunt atribuțiile tale? Pot spune că, na, cu mare mândrie, așa? Le fac pe toate, mai țin partea de alăptată, ea e exclusiva mamei, dar îmi și place foarte mult. Ceea ce nu face ea este băița. Băița de seară, în continuare, așa? E atributul meu de la Sofia moștenită. Și doar eu mă ocup, uite-l. În rest, partea cu schimbatul scutecelor. Așa. Este... Știi cum e? Când e cu number one, e ok. Cu number two, hai mami, ia-l. Știi? Dacă se poate. În rest, plimbări, joacă, gâdileală, Sofie, ne împărțim cu Sofie. Pe Sofie o implicați și pe ea, nu? Nu foarte făcut, mult. Ea și-ar dori să-l folosească pe post de păpușă. Să-l ducă peste tot și să se joace cu el, să-l arunce în sus și... Nu aș vrea asta. Dar e foarte delicată cu el încă. E conștientă. E diferența de vârstă destul de mare și ne înțelegem foarte bine cu ea. Da. Dar încă nu are acces la el foarte mult. Ne mai ajută din când în când cu melodia de liniște. Da. Asta mi se pare o găselniță și o recomand tuturor părinților de doi copii să aibă un cântecel pe care fratele mai mare îl spune. Cu pieptănatul, da, după băiță ea îl pieptănă ușor, ușor cu o perie specială. În rest, cam atât. Am căutat însă, fiind perioada asta liberă, să petrecem timp și cu ea, pentru că atenție foarte mare la gelozii. Da. Teoretic nu există, nu o conștientizează, dar noi vedem anumite gesturi care au apărut noi. Și sunteți atenți să la lucrul ăsta. Uite, de exemplu, a fost una dintre bunici la noi. Dar nu au fost în același timp, au fost pe rând. Și am fugit, i-am lăsat un biberon lui bebe și am fugit toți trei la un film împreună. Știi? Era chestia aia de intimitate, ea are 7 ani de dragoste exclusivă și atunci, după aia, da, mai sunt seri când adorme cu mami și stau eu cu bebe, pentru că la fel era bucuria ei din când în când să mai adormă cu mami. Avem și un program. Avem și un program, acela pe care îl aveam și înainte de bebe cu adormitul și căutăm să-l respectăm, să nu schimbăm lucrurile foarte mult. Vedem, pe măsură ce cresc, ce crește, ce provocări mai apar. Momentan sunt fericiți că e foarte sănătos. Nu doarme de la 12 la 4 dimineața, dar asta e. Asta e, n-a ce să, da. Mă antrenez să-l țin în brațe, că îl pasăm. Na, dacă mami îl alăptează și el nu adorme, atunci, tati, fă și tu ceva. Și eu uneori îl mai țin. Da, și Sofie îl mai ține. Vă gândiți să apelați și la ajutor perioada următoare? Mi-aș dori foarte mult. Pentru că, dincolo de concedii de maternitate sau de paternitate, dincolo de... Bucureștiul îți mănâncă foarte mult timp în trafic, da? Sofia are de mers la școală, are de mers la cursuri de balet sau la not, unde mai merge ea. Bebele are nevoie de supraveghere. Nu poate niciunul dintre părinți să stea 100% blocat în casă, decât pe intervale, da? Dar nu recomand abandonarea totală a carierei, da? Ei, și atunci, da, suntem în căutare de bonă. Așa. Aștept, știi, om nou, om nou, aștept mesajul primat. Cale, da. Da. Eu nu vreau o bonă. Poți să vezi că o să fie bine. Că o bonă înseamnă că are ea un pic mai, are și ea un pic grijă de bebe și tu cu mine avem timp să revenim la alte lucruri de făcut împreună. Da, dar nici la mine nu ați avut bonă. N-am avut, dar la tine am avut o bunică ce a stat cu noi tot timpul. Înțelegi? Da, lucrurile, vremurile s-au schimbat, dar da, am consider înțeles. Că e nevoie de ajutor. Vă pregătiți de botez? V-ați gândit sau... În martie ne gândim să facem botezul. Vrem să fie un eveniment foarte, foarte mic. Pentru că, sincer vorbind, în iunie aș vrea să fac o mare petrecere.
Să-ți explic de ce. De ce? În iunie este ziua mea, 12 iunie. În iunie facem 10 ani de, la de când am căsătorit. Bun. În iunie am putea să organizăm și botezul. Uh-huh. Și am putea să facem și nunta religioasă. Noi n-am făcut petrecerea în sine. Știi, suntem căsătoriți civil. Da. Știi? A, bun, și ia uite fi ce... o serie întreagă de evenimente sub... în aceeași zi, sub aceeași petrecere. Ne-ați face o petrecere mare pentru toate aceste... Da. Știi, cu de toate. O petrecere cu de toate. Cu de toate, fără botez, fără nunte neapărat, dar de asta. Și atunci copilul trebuie botezat. Da. Mai devreme, cu atât mai bine. Mm-hmm. Nu sunt eu foarte religios, dar e bine, ce nu-ți face rău, da? Da. Așa. Și atunci probabil vom face ceva foarte micuț. Vedem. Până în iunie mai, oricum. Da, știi? Și cam asta este viața noastră. Încercăm să avem grijă de el, pe de o parte să, de sănătate, pe de altă parte să-l și implicăm în toate lucrurile pe care le facem. De exemplu, în acest marsupiu, da? El stă încorsetat acolo, poate pare fragil și e, dar din cont, este foarte bine că e aproape de corpul tău, aude bătăile inimii și chestia asta îi calmează pe bebeluș. Da. Mulțumim tare mult de vizită! Eu vă mulțumesc! Noi aveți vă grijă de voi! Și da, abia aștept să ne revedem. Da. Săptămâna viitoare, marțea de la... Perfect. Mulțumim tare mult. Cu drag. Un an bun să aveți. La fel și vouă.